Luna plantării arborilor, unul dintre cele mai importante evenimente silvice și ecologice, a fost deschisă oficial în cadrul unei întâlniri găzduite de Ocolul Silvic Roșiorii de Vede. Reprezentanții Direcției Silvice Telorman au prezentat un sumar al activităților din cadrul instituției cu accent pe programul de regenerare a pădurilor din acest an. Directorul Direcției Județene a bifat și câteva probleme de natură economică, infracțională sau contravențională cu care se confruntă instituția, dar și efectele retrocedărilor în județul Telorman. Luna plantării arborilor reprezintă una din cele mai importante evenimente silvice și ecologice, reprezentând o modalitate de sensibilizare a publicului și a factorilor decizional cu privire la importanța pădurilor, a rolului esențial în menținerea echilibrului ecologic. Și să nu uităm că această sărbătoare și are începutul încă din anul 1872, când a debutat organizarea sărbătorii Sădirii Arborilor în Statele Unite ca o consecință firească a agenturii despădurilor în această țară. În România, prima dată a fost organizată în anul 1902 de către Spiru Haret, pe atunci ministrul cultelor și instrucției publice, sub denumirea Sărbătoarea Sădirii Arborilor. Ocolul Silvic Roșiorii de Vede administrează o suprafață de pom forestier de 6.249 de hectare, dintre care 5.497 proprietate publică a statului și 752 de hectare proprietate privată cu contracte de administrare sau de prestări servicii silvice. Pădurile gospodărite de Ocolul Silvic Roșior sunt situate în zona de nord-vest a județului, în lungile râurilor Vedea, Telorman și în păraiele Burdea, Timasa și Părâul Câinelui. Din punct de vedere al etajelor de vegetație, pădurile Ocolul Silvic Roșior sunt situate 92% în câmpia forestieră, la limita sudică a câmpiei forestiere și 8% în silvostep, unde sunt condiții mai dificile de vegetație. Partea a doua a întâlnirii s-a desfășurat în teren, unde participanții au fost invitați la plantarea puieților pe o suprafață destinată împăduririi de pe raza comunei Drăgănești de Vede și au vizitat perimetrele de ameliorare Sfințești 1 și Sfințești 2, unul dintre acestea fiind împădurit în cadrul campaniei România prinde rădăcini, desfășurată în urmă cu aproape 8 ani. Formula de împădurire este 6 cer, 2 frații, 1 arbust, 1 ajutor. Stațiunea este cereți o gârnițele de câmpie de productivitate din câmpie. Tipul de sol este gruros carlozin cu acțiune de pluvoglăizare. Are un orizont B în care se acumulează argila și de atâta un orizont în care a intrat argila în profunzime. Ca și tropicitate, humusul este mai puțin în orizontul superior, este mai puțin bogat în substanțe minerale, dar are o tropicitate mijlocie. Aceste două perimetre au o suprafață totală de 135 de hectare, suprafață împădurită, 136 în vastă linii parcelare, dar viu, și dintre care 59 de hectare sunt cu cer gârniță și frații în ajutor arbuși și restul sunt plantate cu salcâm. Au închis starea de masiv, au realizat starea de masiv ambele perimetre și ele și valorifică rolul de protecție pentru care au fost plantate în aceste perimetre. Să ameliorăm condițiile de sol. Pepinierele silvice din județul Telorman se întind pe o suprafață de 47 de hectare și produc anual 1,5 milioane de puieți destinați împădurilor și valorificării către agenții economici, persoane fizice și instituții. Principala sursă de venit a Direcției Silvice o reprezintă valorificarea masei lemnoase, în condițiile în care a scăzut interesul străinilor pentru acțiunile de vânătoare pe cele 4 fonduri administrate de Direcția Județeană, care altădată aduceau venituri importante. În acest moment mai există peste 2500 de hectare de pădure fără servicii silvice din cele retrocedate în județul Telorman, iar acestea sunt supuse degradării.